Bună ziua, dragilor! Sunt Marian și în acest tutorial mi-am propus să vă vorbesc despre aplicația de cloud Google Drive. Ce este o aplicație de cloud? Este o aplicație care presupune că undeva, într-un server din internet, un spațiu este al vostru și pe acest spațiu vă puteți proteja informațiile de pe dispozitivele mobile și de pe calculatoare. Cum se poate accesa Google Drive? El se poate accesa ca orice altă aplicație care este partea sistemului Google, folosind contul pe care îl folosiți, fie la accesul căsuței de mail, fie la accesul calendarului Google, fie la Google Classroom. Atenție, puteți să folosiți un cont de Google, dar și un cont instituțional. Adică un cont de genul mariam.cârlig@gmail.com sau un cont de instituție mariam.cârlig@școlaradovanu.ro. Au fost două exemple. Aplicația este instalată pe telefonul vostru sau pe tabletă încă din momentul achiziționării. Dacă nu o găsiți pe telefon sau pe tabletă, o puteți descărca din Google Drive, din Google Play. Odată descărcată sau odată identificată pe telefon, este suficient să accesați iconul respectiv. Se va încărca o interfață foarte simplă în care se vizualizează absolut toate informațiile care au fost încărcate în contul vostru de Google Drive. Vedem că în partea dreaptă, unde este imaginea aceea, atingând, se deschide o listă în care ne este indicat contul pe care suntem conectați în acest moment, dar și celelalte conturi pe care aș putea să mă conectez. Este suficient să aleg, uitați, am un cont mariam.cârlig@educred.ro, deci nu este neapărat un cont de Google. Mariam.cârlig@gmail.com e un cont de Google sau mariam.cârlig@școlacurcan.ro sau mariam.cârlig.64@școlaradovanu.ro. Deci, vedeți că el se poate accesa Google Drive și cu conturile de instituție. Eu am să revin la contul pe care eram anterior. Ce facilități avem? Ce instrumente ne oferă platforma? În primul rând, o să vedeți în partea dreaptă jos un butonul cu semnul plus. Accesându-l, avem șase instrumente. Dosar, de unde efectiv ne putem crea un folder. Încărcați, de aici putem încărca. Scanați, deci putem să scanăm cu telefonul sau salvăm direct din contul de pe Google Drive. Documente Google, ceva asemănător cu Microsoft Word. Foi de calcul Google, ceva asemănător cu Microsoft Excel. Prezentări Google, un alt fel de PowerPoint. Decât că toate aceste aplicații sunt online, toate aceste trei aplicații. O să pornim cu crearea unui dosar, a unui folder. Am să scriu dosar probă. Cred. L-am creat. Dosar probă, cred. Deja mai aveam unul aici creat anterior. Dacă vom intra în dosar, o să constatăm că este gol. Vrem să încărcăm în acest dosar niște informații. De ce este important să încărcăm informații în Google Drive? Pentru că în momentul în care am încălcat de pe telefonul nostru sau de pe tabletă sau de pe calculator informații aici, ele sunt ferite de riscul de pierdere a datelor de pe sistem. Gândiți-vă că s-ar putea la un moment dat Android-ul să vă pice de pe telefon sau iOS-ul, mai greu, sau sistemul de operare Windows de pe calculator. În această situație există riscul să pierdeți informațiile. Ei, dar asta este bine ca toate informațiile pe care voi le considerați mai importante să le încărcați aici, pentru că, în primul rând, că sunt protejate în cazul deteriorării sistemului după care lucrați, în al doilea rând, că pot fi accesate de oriunde din lumea aceasta pe baza unei conexiuni de internet sau și a unui alt dispozitiv, și totodată pot fi partajate cu persoane cu care vreți să lucrați pe documentele respective în mod sincron sau în mod asincron. Acestea ar fi trei motivele pentru care vă sfătuiesc să folosiți Google Drive, atât voi cât și elevii voștri. Am spus că acest dosar este gol. Ca să încarc informații, folosesc semnul plus și merg la butonul Încărcați. Se deschide o galerie
în care am informațiile de tip imagine, de tip audio, videoclipuri, documente, fișiere mari, da, structurate și pe perioade, săptămâna aceasta, sau pot să merg în fișierele mele, în galeria foto, în foto de la Google, în galeria de la telefon, în OneDrive. Eu am să aleg ceva simplu, fișiere imagine, le-am selectat făcând click pe ele, după care apăs pe butonul selectați. Ele în acest moment se încarcă în Google Drive. Aștept să se încarce, se pare că conexiunea din locul în care lucrez este puțin mai slabă. Aștept să se încarce. Vedeți că unul dintre fișiere a fost încărcat. A fost încărcat și cel de-al doilea fișier. În acest moment, în dosarul pe care eu l-am creat, am salvat de 3 fișiere imagine. Dacă am să ies, am ieșit din folder, am să intru iar, o să-mi constat că el nu mai este gol și are aceste 3 fișiere. Pot acum să-mi închid, să ies din aplicație și să spunem că peste 3 zile sunt într-un alt loc, nu mai am la dispoziție telefonul pe care am fișierele acestea, dar am nevoie de ele. Dar în schimb am o tabletă sau un alt telefon la îndemână și o conexiune la internet. Este foarte simplu, din locul respectiv, cu un alt dispozitiv, pot să-mi accesez contul de Google Drive și pot să am acces la aceste documente pe care eu, într-o primă fază, le aveam într-un alt dispozitiv, într-un alt telefon, și acum le pot accesa și le pot încărca într-un alt dispozitiv dacă am nevoie de ele. Deci vedeți plusul despre care v-am vorbit. Ce altă opțiune mai avem? Am să intru tot în dosar probă. La plus, mai avem să scanați. Dacă o să folosiți butonul scanați, vi se deschide posibilitatea de a scana un document care se va salva tot aici în acest dosar sau, mă rog, în alt dosar în care doriți voi. Despre documente Google, foi de calcul Google și prezentări Google, am să vă vorbesc într-un alt tutorial, pentru că aici lucrurile sunt puțin mai complexe și nu vreau să complicăm mai mult această prezentare. Dragii mei, vă doresc mult succes în crearea contului, în accesarea aplicației de cloud Google Drive și vă sfătuiesc să încărcați cât mai multe dintre documentele importante pe care voi le aveți aici și să învățați și pe ele să lucreze în așa fel, astfel încât să duceți sala de clasă dincolo de pereții salii de clasă. Vă doresc încă o dată mult succes și vă salută cu drag, Marian. Toate cele bune!